Vă salut, dragi columbofili. Bine ați venit pe canalul Tulbiță Valentin. Astăzi aș vrea să vă prezint porumbeii care vor participa mâine la etapa de demifond și aș vrea să vă povestesc un pic despre masculul de jos de aici. 548, anul trecut, a fost locul 4, Aspid Yarling, zona Oltenii, este fiu din campionii mei, din Frederico și Paulina. Masculul argintiu de acolo, 552, este masculul care în 2019, anul trecut, a fost locul 9 național. Demifond Yarling, locul 2, demifond Yarling pe zona Olteniei, locul 6, general Yarling. Masculul de acolo, 503 de 2018, este fiu, frate bun cu Frederico, campionul național la demifond, adică el este frate bun și de mamă și de tată. Masculul de acolo, de la boxa 10, este masculul 520, locul 4 național, demifond Yarling, locul 5 general Yarling pe zona Oltenii, locul 1 expoziția pe zona Oltenii la demifond Yarling, locul 1 Aspid Yarling, un super super zburător. Masculul de acolo, din de la boxa 5, este un mascul Dirk van de Bulk 100%. Țin să menționez că acest mascul a fost și la etapa de fond, o etapă foarte foarte grea din acest sezon, primul fond, 537 de kilometri câți am avut eu. Am băgat doi frați de cuib, ambii au sosit, sora lui am angajat-o la fond, pe el l-am oprit acasă. De ce l-am oprit acasă? El, înainte să începem zborurile, a fost alergat de șoim, a vrut să intre peste mine în foișor, s-a speriat de mine și a dat cu pieptul în tablă și într-un fiert și a făcut un hematon foarte mare în piept și am decis să-l opresc acasă. Aici, jos, avem un fiu din compresor și femela de King Kong. Acest mascul ar fi trebuit să participe la etapa de fond. El este masculul care a venit primul de la fondul trecut, da? Ce s-a întâmplat? Ieri când am îmbarcat femelele la fond, el a trecut pe lângă mine, fără ca eu să-l văd, și a intrat în compartimentul puiilor. Și așa a scăpat și nu l-am angajat la etapa de fond. Dar mai avem 3 fonduri în afară de ăsta, să sperăm că va fi un fond bun, vom strânge porumbei și vom avea cu ce continua. Și acum, haideți să vă prezint și porumbei pe care eu i-am angajat la etapa de fond. Sunt 29 de porumbei, cei cu buline roșii sunt porumbei care au inele gold. Am angajat un număr de 29 de porumbei, cum am spus, trebuia să fie și el. Ar fi trebuit să fie 30. Din păcate a rămas acasă, dar cum am spus, are timp să continue. Deci, în echipă am băgat 2 femele și 3 masculi. Prima femelă, 543, este o fică din Sara, o femelă care anul trecut a zburat 5 fonduri, a clasat 4. Cea de-a doua femelă, 547, este fică din campioni, sora de cuib acestui mascul,
548. Femela în două demifonduri are până în 7 puncte. La fond a venit, la primul fond a venit a 6-a sau a 7-a la mine la crescătorie. O femelă de bază. Cea de-a treia femelă este femela care anul trecut a încheiat as fond, a avut 61 de puncte la gold. Este fiică din Simona, iar tatăl ei este un mascul de Gaston Van de Woever. Cel de-al patrulea mascul este un mascul care anul trecut a încheiat 34 de puncte fond yearling. Este vorba despre masculul 650, un super porumbel. Cel de-al cincelea mascul este 502, este la fel frate bun cu 548. Toți care au seriile 501-502 de ani diferiți sunt fii din campionii mei. Și cum am spus, femela 547 și 548 sunt tot fii din Frederico, din acest mascul și din Paulina. Ambii părinți, ea a fost ca pui locul 3 național viteză pui, iar el a fost locul 6 național demifond pui. În anii ca yearling a fost locul 1 național yearling, ia locul 1 național viteză yearling. La 3 ani la fel au fost campioni naționali, i-am băgat la matcă pe amândoi și au reprodus porumbei de top. Anul trecut din 7 fii din ei, 4 au fost în expoziție. Acesta este unul din fiii lui Frederico și Paulina. Zburători foarte, foarte, foarte buni. Și acum vreau să vă prezint și femelele. În continuare vă prezint femelele care vor participa la etapa de demifond. Femela din imagine, albastra listă, 547 de 2019, este fiică din Turbo, cu o femelă consanguină pe Cannibal. Mama e o foarte, foarte zburătoare pentru Maziars. Femela de aici, este vorba despre femela 505, este soră bună și de mamă și de tată, cu locul 9 național demifond yearling anul trecut, și ea din 3 frați, 2 au fost în expoziție, ea a fost locul 4 aspid pe zona Olteniei. Femela de sus de acolo este vorba despre femela 501, soră bună cu, cu 548-547 prezentați mai devreme. La fel, este fiică din campionii mei, din Frederico și Paulina. Mâine voi angaja un numeric de 9 porumbei, dintre care 5 au fost participanți în expoziție, fie zonale, fie naționale. Cum am spus, mâine vom avea 3 concursuri. Demifond 381 de kilometri, fond 650 de kilometri, unde avem 29 de porumbei angajați, și maraton, unde avem 900 și kilometri, unde avem 5 porumbei angajați. Din cei 5 porumbei pe care am angajat la maraton, 2 au fost zburați anul trecut ca yearling, 1 a fost locul 16 pe județ maraton yearling, 1 a fost 67 pe județ maraton yearling. Să sperăm că vor fi 2 etape, 3 etape reușite. Vă doresc tuturor mult succes în acest weekend, celor care aveți etape de concurs,
Dacă vă plac postările mele, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați o distribuire și cei care nu sunteți abonați la canalul meu, o veți putea face, nu vă costă nimic, apăsați butonul de abonare, apăsați clopoțelul din dreapta și veți fi la curent cu tot ceea ce postez nou. Vă doresc mult succes tuturor columbofililor, multă sănătate, Turbiță Valentin.